Două accidente rutiere au avut loc într-un interval scurt în județul Mehedinți. În urma impactului, două persoane au ajuns la spital, iar traficul a fost blocat. Primul accident rutier a avut loc pe DN6 între Orșova și Drobeta Turnu Severin, în dreptul viaductului Vodița. Pentru gestionarea primului eveniment produs pe drumul național 6, au fost mobilizate două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Orșova, care au intervenit cu auto speciale de stingere, cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. În urma accidentului, în care au fost implicate două autoturisme și un autotren, trei persoane au fost evaluate medical de către echipajele SMURD și SAJ. În cursul zilei de astăzi, două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Orșova au intervenit cu auto specială de stingere, cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs pe drumul național 6 în zona viaductului Vodița. În urma accidentului, în care au fost implicate două autoturisme și un autotren, trei persoane au fost evaluate medical de către echipajele SMURD și SAJ. Ulterior, o singură victimă a fost transportată la spital, conștientă și cooperantă. Pompierii militari au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. Ulterior, o singură victimă a fost transportată la spital, conștientă și cooperantă. Pompierii militari au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. Cel de-al doilea accident s-a produs pe raza localității Vânători între un motociclist și un motocultor. Pentru acordarea îngrijirilor medicale, celor două persoane implicate în accident a fost mobilizat un echipaj de paramedici din cadrul secției Vânjumare, cu ambulanță SMURD, dar și un echipaj SAJ. O singură victimă conștientă și cooperantă a fost transportată la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnu Severin.